Se povestește că un manager de top la nu știu ce corporație, uitându-se la fețe dezorientate a oamenilor din echipa lui, la care încerca să explice niște detalii unui proiect, a ieșit cu fraza asta istorică. Gata, terminați să dați atenție la ceea ce spun și concentrați-vă pentru asupra ceea ce vreau să spun. Asta sună mai mult ca un banc, dar câți dintre noi fac exact aceeași greșeală? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru o performanță de top, comunicarea cu ceilalți este fundamentală, de asta vorbim acum. Ziceam, experiența de a nu fi înțeleși din partea celorlalți este cât se poate de comună și cât se poate de neplăcută. Din păcate, cum am deja atras atenție în alte situații și cum spune legea lui Vaslavic, semnificație unei comunicări este în răspunsul pe care îl obținem. Deci, ceea ce avem noi în intenția noastră nu contează, contează doar răspunsul. Faptul este că în momentul în care noi încercăm să comunicăm ceva, avem tot clar în mintea noastră date, argumente, idei, tot ni se pare extrem de clar. Dar cel care ascultă aude doar cuvintele noastre și eventual limbajul trupului și tonul. Asta e altă discuție. Deci, de multe ori când nu suntem înțeleși, nu facem altceva decât să dăm vina celor care ne ascultă, că nu dau atenție, că sunt proști, că nu înțeleg, că n-ai cu cine, cu discuții obișnuite. Dar, tocmai cum spune Vaslav, fiecare răspunde pentru comunicarea lui. Deci, ține cont, și asta este ceva foarte neplăcut, foarte greu de admis, dar în momentul în care tot ți se pare clar în mintea ta, să știi că cei care ascultă aud doar ce spui. Și ceea ce spui poate fi extrem de diferit de ce vroiai să spui. Eu cred că o experiență foarte șocantă pentru unii, dar desigur foarte importantă pentru creșterea noastră personală, este să ne înregistrăm din când în când. Cu telefonul e foarte simplu, sunt o groază de aplicații, tot cu telefonul bagi în buzunar și dai drum și apoi să te reasculti cu calmă. Nu pentru spionaj, evident, dar doar pentru învețarea noastră, pentru îmbunătățirea comunicării. Și când faci acest gen de experiment și te auzi, ți dai seama că toate lucrurile pe care ți se păreau așa de clare, de fapt, nu sunt așa și te dai seama că ceea ce vrei să spui, ceea ce spui de fapt, poate fi interpretat în nenumărate feluri diferite. Deschid o paranteză. Cine se ocupă cu public speaking știe cât de traumatizant este a descoperi faptul că în timp ce toți în teoria ascultă aceeași lucru, fiecare înțelege ce vrea. Și asta e ceva cu care în momentul în care face pe trainer, face pe speaker, trebuie să te împaci. Adică, la un moment dat, tu ai 100 de oameni, spui ceva și, teoretic vorbind, toată lumea ar trebui să asculte, să înțeleagă exact aceeași mesaj. Și dacă ceva e greșit, să înțeleagă toți aceeași greșeală. Nu. Deci, nu ai cum să rezolvi problema asta, dar e sarcina ta să creezi o comunicare așa de clară să fie înțeleasă de cel mai mare număr de oameni posibil. Când e vorba de unul singur, situația e mult mai simplă, deci nu este greu să prinzi un feedback și să verifici dacă ai fost înțeles sau nu. Sunt nenumerate exemple și nu le fac aici. Dar, repet, din toate tehnicile pe care le poți înveța de la cărți, de la seminarii, de la lecții diferite, lucrul cel mai bun este să te înregistrezi. Repet,
primele ori poate fi într-adevăr traumatizant, dar e metoda cea mai rapidă pentru într-adevăr a crește, a face o comunicare mult, mult mai eficientă. Pentru că până când tu ești convins că ai spus ceva, dar din gura ta iese cu tot altceva, o să ai mereu probleme de comunicare. Deci, ca lecția practică, de acum încolo, mai ales în conversațiile importante, și atenție, că atunci când, mai ales în familia, comunicarea devine emoțională, se întâmplă de toate, cum știm foarte, foarte bine. Și mi dau seama că să înregistrezi în timp ce te iei la ceartă cu copiii sau cu partenerul, poate nu, aparent nu e cazul, dar este extrem de interesant să descoperi ce ești în stare să spui când ești superat, când ești agitat, pentru că apoi, după, când te-a trecut criza, de obicei negi. Nu, eu n-am spus așa ceva, doar am spus că. Acel doar am spus că nu ține cont de limbajul trupului, nu ține cont de tonuri, de partea non-verbală, etc. Deci, repet, dacă este un sfat concret pe care pot să-l dau, care îmbunătățește enorm conversația, înregistrează-te conversațiile. O să descoperi enorm de mult despre tine. O zi bună în continuare!